Primul lot are o valoare de 2,4 milioane de lei, al doilea lot 17,1 milioane de lei, iar cel de-al treilea lot, pentru care am primit astăzi, 17 milioane de lei. Pentru aceste lucruri să luăm astăzi contract. Din punctul dumneavoastră de vedere, există o șansă ca până la final de an să vedem un autobuz însă la Botoșani? Așa cum am spus, o să răspund eu. Dacă permiteți că am avut discuții cu doamna manager și există acest orizont realist de timp pentru a livra înainte de termenul contractual primele autobuze electrice municipiului Botoșani. Vă rog, domnul vicepreședinte.